foarte greu. Da, probabil că o să ne ajute să trecem mai departe. Of. Că este în... Suntem în ianuarie și ar fi trebuit să fie zăpadă și ger. Dar soarele ăsta a ieșit numai pentru ea, ca să lumineze calea. Și să știți că acest polițist o să plătească, probabil că Dumnezeu o să facă în așa fel încât să plătească și el tot cu viața. Pentru fata mea. Pentru că așa credeți trebuie. Credeți că se desfășoară anchetă? Eu sper că autoritățile o să-și facă treaba și datoria. Pentru că totuși e un copil de 11 ani și n-ar fi trebuit ca copilul meu să plece așa repede. Pentru un nenorocit care alergă așa ca disperatul. Da, eu sper că o să fie bine, da. Totuși, toți trebuie să ne gândim și să... Adică, totuși, trebuie să ne pregătim, după părerea mea, că trăim în România. Și trăind în România, s-ar putea ca totul să fie mușamalizat. Credeți că nu va fi... Tot să spele pe mâini. Da, noi sperăm să fie bine. Să facă dreptate. Să plătească, că asta e... N-avem ce să facem.